Sportivul de Bean Aristide Necula a alergat ieri aproape 90 de kilometri într-un ultramaraton al cărui traseu a unit Sarmizegetuza Regia, Castelul Corvinilor și Cetatea Devei. Sportivul a declarat că în acest fel a dorit să promoveze atât sportul cât și județul Hunedoara și în același timp a fost un cadou pe care și l-a făcut de ziua lui. Aristide a împlinit ieri vârsta de 48 de ani. Maratonistul a luat startul ieri dimineață la poarta de vest a capitalei Daciei. A ajuns la Castelul Corvinilor din Hunedoara, de unde, până la Deva, a fost însoțit în alergare de colegi de la Big FM și de trei locuitori ai Hunedoarei. Am alergat 82 și ceva de kilometri. Așa era planificat traseul. Am vrut să fie un pic mai lung, dar nu s-a nimerit, că mai trebuia să urc și pe cetate, dar ne-am întârziat cu programul și n-a ieșit mai mult. Ce ai propus cu această competiție? Să o perpetuăm, să devină competitivă, un ultramaraton competitiv al județului, că sunt niște puncte istorice foarte, foarte faine, iar traseul e bestial. Bine, excepție, o bucată care, mă rog, acolo e traficul, nu avem ce face, dar se poate înlocui bucata aia. Și să ajungă cunoscut în lume. Mi-a făcut o foarte mare plăcere, mai ales că ultimii, de la Hunedoara, ultimii 30 de kilometri n-am fost singur, am avut prieteni alături și a fost foarte fain să fim împreună, să alergăm împreună. M-am alăturat lui Aris pentru că îl simt foarte aproape de ceea ce cred și eu, că sportul înseamnă sănătate. Mai mult decât atât, promovarea județului prin cele trei puncte pe care le-a unit astăzi, prin ultramaratonul Dava Corvina Dacica, înseamnă și pentru mine mult, pentru că sunt hunedorean, trăiesc aici și iubesc județul Hunedoara. La Deva, sportivul a fost așteptat de soția lui cu un tort. Mă bucur că a reușit să ducă ultramaratonul la bun sfârșit, pentru că, acum, așa cum știe toată lumea, se pot întâmpla tot felul de accidente pe traseu, pleci pe traseu, dar nu se știe dacă ajungi și la finish. Eu mă bucur pentru el astăzi că și-a îndeplinit visul pe care și l-a propus pentru ziua lui. Anul acesta, sportivul de Bean Aristide Necula a alergat peste 100 de kilometri în 21 de ore la maratonul din Grecia și s-a calificat pentru o competiție și mai dură ce va avea loc în 2016 tot în Grecia.